Bună seara și bine ați venit la o reîntâlnire cu zodiacul chinezesc, cu Feng Shui-ul, cu ce mai vreți dumneavoastră legat de astrologia chineză, de metafizica chineză. Dacă am face o mică recapitulare a săptămânii care de-abia a trecut pentru noi, da, săptămânii trecute, a fost o săptămână deosebit de agitată. După cum bine ați văzut, toată lumea trăgea și nehingherea peste tot, pentru că am reușit să facem niște predicții care n-au fost rele deloc și toată lumea se întreabă de unde știm. Nu ne-am uitat în niciun glob de ăsta de sticlă, nu s-a întâmplat nimic. Dar, lăsând la o parte pentru o secundă aceste, să spunem, întâlniri la diverse, pe diverse canale cu diversi oameni, vreau să vă spun că săptămâna trecută, practic și ieri, am avut probabil una din cele mai bune zile ale noastre, mă refer la mine și la Anca, de când ne ocupăm de Feng Shui. Iată că au trecut 11 ani, da, bătuți pe muchie, de când cochetăm cu acest Feng Shui și cu pații și am reușit să, într-un fel, să fim recunoscuți că nu suntem niște oameni care mergem acolo să ne uităm la cursuri, nu suntem niște oameni care citim din cărți, ci care înțelegem fenomenul și din cauza faptului că noi vrem să prezentăm acest fenomen cât mai aproape oamenilor care au încredere în noi și, mulțumesc Domnului, nu sunt puțini, vreau să vă spun că de vreo 2-3 luni, în urma unor întâmplări, acum când a fost Anca în Malaezia, s-a dus cu o listă pe care noi am avut, o listă de probleme despre pace. Și surprinderea a fost mare când, la un moment dat, de asta a fost, de fapt, și motivul pentru care Anca a mers în Malaezia, pentru că noi aveam 3 opțiuni. Puteam să mergem fie în Statele Unite, fie în Singapore, fie în Malaezia. La Kuala Lumpur este chiar școala lui Lilian Tu și când te duci în Kuala Lumpur, ai șansa să te duci să iei legătura cu stafful ei foarte puternic, cu Philip, care probabil este la ora actuală fără dar și poate unul dintre cei mai solizi oameni în Paci, cu Stanley și cu toți ceilalți. Stanley e un nume de împrumut, vă dați seama că probabil că mai are un nume de-al lui estic. Dar stând de vorbă cu ei, cu aceste probleme pe masă, Anca a reușit să vină acasă cu niște răspunsuri extraordinar de bune. Nu că vreau să o laud, dar treaba pe care a făcut-o a fost extraordinară. Și am fost ca niște oameni de aia care, după ce citește o carte, mai citești încă o dată, mai citești încă o dată și după câțiva ani e o revelație. Sâmburele, esența. Aceasta este esența. Atunci am realizat că probabil alegerea noastră de a merge către Lilian Tu a fost cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat. Avem motivele noastre personale să credem asta și putem să le aducem la cunoștință și altora, dacă au nevoie. Ați văzut în ultimul timp o așa controversată luptă între școli. Vă țineți minte, în filmele japoneze se băteau, chinezei se băteau, ăia cu karata în dreapta cu ăia cu karata în stânga. Ca să spună că maestrul lor era mai bun și așa ceva. Oameni buni, Feng Shui e unul singur. Poate să spună oricine, orice.
poate să vă împuie capul cu tradițional, poate să vă împuie capul cu orice termen. Feng Shui e unul singur. Modul de aplicare al Feng Shui este diferit de la om la om. Regretabil a fost când niște oameni noi veniți au început să-i critique pe alții pentru că n-aveau nimic. Și vă spun, apanajul celor care nu știu e să critique. Apanajul lor e să critique. Dar dacă îi întreb, bă, de ce vorbești lucrul ăsta? Habar n-au. Am avut săptămâna asta un mesaj foarte drăguț pe internet de la un domn care mi-a spus că a terminat nu știu ce școală, guild, în fine. Și eu am întrebat ce este. E o școală de Feng Shui, de paci, de bazi sau de ceva. Și răspunsul a fost foarte clar din partea domnului. Este atât de distractiv, vă rog să mă credeți, l-am pus în rama acasă încât nu merită să vă priveți de acest sentiment de a... Ca dumneavoastră acum, dacă vă uitați la emisiunea, mă înțelegeți. Practic, cu mulți dintre dumneavoastră stabilim o relație de asta. Vedeți că majoritatea lucrurilor, 99%, noi vă prezentăm lucrurile adevărate. Iar cele care sunt nu sunt total adevărate, nu sunt datorită nouă. Și răspunsul a fost așa. Dacă aveți amulete împotriva răutății, invidiei, fricii de concurență, vă invit să le păstrați asupra dumneavoastră. Genial! Am fost avertizați că vom fi mușcați de puncte, puncte. Și asta arată că nu aveți valoare și credință în Dumnezeu. Decât să fiți ironici, mai bine faceți feng shui la câini și pisici și la tot ce mișcă. Că așa ați fost învățați de maestra voastră, Lilian, tu. De ce vă legați la cap când nu vă doare? Genial! Genial! Răspunsul meu a fost foarte simplu, am spus, regula este confirmată, poate că dacă aveți șansa de a vă dezvolta în aceste domenii, limbajul dumneavoastră era diferit. Da, elevii aleg maestrii cu care rezonează. Vă urez mult succes! Deci, ceea ce vă spuneam acum câteva secunde, oamenii ăștia n-au nicio limită și vă spun, mă distrează atât de mult în ultimul timp, pentru că am reușit să ajung la un stadiu în care... Ei n-au cu ce, oricum ei n-au cu ce să ne atingă pe noi din punct de vedere al educației. Ei pot să înjure, pot să jignească. Cel mai ușor lucru e când n-ai ce spune, jignește omul. Da? Dar în rest n-au nimic. Sacoșa cu educație lipsește, a uitat-o în tren. Era o frază celebră în New York care spunea niciodată n-o să fie acuzați că au mers pe drumul înțelepciunii. Ceea ce e foarte frumos, foarte adevărat. Vă spun, după ce am avut acest schimb, după ce Anca a venit din Kuala Lumpur, noi am sunat din nou pentru că țineam să le mulțumim, pentru că a fost o chestie foarte greu de înțeles. Este în intimitatea paciului. Și aici venea ca o mânușă. Vreau să vă spun că eu am fost surprins. De aici a fost accentuată problema cât de corect am fost, cât de corecți am fost noi în predicția alegerilor. Da? Și ideea este în felul următor. Dom'le, când stau mai mulți oameni și au același lucru în față, cum pot să vorbească diferit? S-au vedit că n-aveam chiar același lucru în față. Mă refer la cărți, nu la alte lucruri. Și din cauza asta, absolut toți au luat-o la dreapta cu predicția. După aceea, să vedeți cum le-au dat, l-a întors. Bunii au făcut predicții chiar în ziua alegerilor, la ora 9 seara. Vă dați seama, o predicție extraordinară de bună, solidă. 8 seara. Acum, revenind un pic la ceea ce se întâmplă în partea de vest a
continentului, în partea de vest a țării, cu aceste atacuri teroriste. În vestul țării încă nu s-au întâmplat, dar tot în partea de vest a continentului. Vreau să vă spun că este o explicație foarte simplă în pacii, dar trebuie să știi ce să citești. Din cauza asta noi am spus despre aceste lucruri încă din decembrie la momentul. Culmea e că noi am spus atunci despre Franța, Germania, Franța, Anglia și Statele Unite. Astăzi au fost câteva incidente și în Anglia. Deci n-au fost în Italia, atenție mare, n-au fost în partea de nord-est. Bine, unii spun că e nord-vest, în Finlanda. N-au fost, au fost numai în Franța și în Anglia. La revedere. La revedere. Bun. Vreau să vă spun că, în ordine să, dacă cumva vreți să vă dedicați acestui pacii, trebuie să aveți o pregătire de bază care începe cu Feng Shui. Feng Shui acesta, din nou, este același. O să auziți, Feng Shui tradițional, toată lumea. Deci, de obicei, există o idee când se spune despre Feng Shui tradițional, vorbim de stele zburătoare, da? O să vedeți că o să vină oameni și o să zică, vorbim de dragoni, căutăm dragoni pe stradă. Prin orașele comuniste să căutăm dragoni prin cartiere, extraordinar, dragonul de apă, fantastic, formula lui dragonul de apă. Oameni buni, tot acest Feng Shui a fost într-o permanentă schimbare. Feng Shui-ul care se practică, s-a practicat acum 2000 de ani, a fost diferit de cel care s-a practicat la începuturi, a fost diferit de cel care s-a practicat acum 1000 de ani, a fost diferit de cel care s-a practicat acum 100 de ani. Totul este o continuă schimbare, că din cauza asta se spune că influența stelelor, influența planetelor, da? Au interacția noastră, energia cu care noi interacționăm cu aceste planete, este folosită. De ce avem pe acest mare duce Jupiter? Totul s-a auzit. Tai Suiu, marele duce Jupiter. Tai Suiu, marele duce Jupiter. Toată lumea vine și vă spune. Aceasta este o energie. De obicei este o... Se consideră a fi o stea care se... Este opusă Jupiter, planetei Jupiter, și din cauza asta energia acționează. Acum, în Feng Shui, acest Tai Suiu ocupă un sector numai de 15 grade. Dacă mă gândesc că sectorul de sud-vest are 45 de grade, și dumneavoastră puteți să vă dați seama că este incorrect să spun Tai Suiu stă în sud-vest. E absolut greșit. Tai Suiu stă în acest sector de 15 grade. Așa este definit. De ce? Păi uitați-vă la cei 24 de mâini și atunci o să aveți o idee foarte drăguță. Dar să vin să spun, domnule, stă în sud-vest, păi dacă dumneavoastră, să spunem că mai nou, asta era o chestie mai nou, și alte școli au început să adopte sistemul de remedii și amulete. Până acum nu sunt bune. Nu există. Acum a apărut o domnișoară și a zis, vai, boului se recomandă să poarte cal. Nebunie curată, oameni buni. Nebunie curată. Se spune că totdeauna trebuie să aduci prietenul secret să te ajute, da? Boul sau bivolul, cum îi spunem noi, pentru că este bivolul acela care trage, care, ăla cu coarnele alea urâte, care trage în pământ, alea sunt caracteristicile lui, care e un foarte bun muncitor, încăpățânat, care dacă nu-l folosești cum trebuie, cade în acel pământ și trebuie să-i dai două bice să-l pui la muncă. Probabil că cei care aveți copii bivol v-ați întâlnit cu aceste lucruri, că sunt foarte buni, foarte buni muncitori, extraordinari. Dar dacă îi lași în pace, au tendința de a deveni puțin mai leneș. Acest
Bivol e prieten secret cu șobolanul. Există povești, există istorie. Asta este. Și de fapt, când se ajunge la paci sau la bază, cum zic unii, sau la ce vreți dumneavoastră, se vorbește despre prieteni secreți, că n-ai cum altfel. N-ai cum să interpretezi. Da? Mă uitam la aceste interpretări de paci versus interpretările de pațu. Exact același lucru. Elementele se judecă întâi. Totul e să știi să judeci elementele, totul e să știi caracteristicile fiecăruia, să știi când se întâlnesc, unde se întâlnesc. De ce lumea urăște paciu mai mult? Am să vă spun clar. Pentru că nu întotdeauna paciul poate cineva să-i facă o reprezentare matematică. Din această cauză nu poate fi pus pe computer. Determinarea perioadei în care un om este, este foarte acurată în paci. Dacă e perioadă de fate, de familie, foarte greu. Se face în funcție de evenimentul omului. Cum pot să pun eu într-un computer un program? Să vă dau un exemplu. Dacă un copil, se spune că această maturizare pare cam până pe la 21-22 de ani. E o perioadă, după care începe perioadele vieții. Cei care ați fost la cursul de paci știți exact despre ce vorbesc. Dar dacă un copil sau o persoană are un eveniment foarte, foarte trist, un eveniment prost, maturizarea poate să înceapă și la 15 ani. Atunci se schimbă perioadele vieții. Asta nu poate fi spus la ureche la un computer. Bă, fii atent! Din cauza asta lumea urește paciul. Mai mult decât atât. Sunt niște considerente extraordinare pe care lumea le ignoră. Și mai ales cei care fac programe de calculu al zodiilor pe computer. Bun. Luăm o mică pauză. Nu înainte de a-mi cere iertare în fața unei foarte dragi persoane pentru mine care aștepta ceva de la mine, dar sunt niște considerente foarte, foarte bine definite și nu pot să mă ating de acel lucru. Oricum o să vorbim. Ne întâlnim după pauză. Și bine v-am regăsit. V-am adus aici să vă tot arăt, să nu vă mai plictisesc cu nebuniile alea. Mai bine ascultați mantra lui Jambala. Cineva v-a întrebat, domne, unde sunt toate mantrele astea, dacă le aveți? Domne, mantrele sunt universale. Din cauza asta și cei care iubesc Feng Shui-ul lui Lilian Tu și cei care nu-l iubesc, tot ascultă mantre. Ei vin și ascultă mantre, dar spun că nu e bine ca să le folosim la Feng Shui. Dar ele ascultă. Așa că, dacă doriți să găsiți mantrele, vă recomand mantra lui Budal Medicinii, care îl avem aici jos și probabil că la anul va fi un suport foarte bun. Mantra lui Tara Verde, mantra lui Tara Roșie. Și mai ales, păi, nu vreau să spun numele, dar știți dumneavoastră foarte bune. Puneți numele în engleză, că e foarte ușor. Green Tara, Red Tara, White Tara, Jambala, Om Mani Padme Hum. Dacă nu știți, puteți să puneți direct mantra Om Tare Tu Tare Tu Resoha. Vă luați bizurile și rostiți de 108 ori. Da? Și așa că le găsiți acolo. Dacă la început nu o să aveți, să spunem, disponibilitatea de a rosti de 108 ori acea mantră, vreau să vă spun că majoritatea înregistrărilor o au de 108 ori exact cum trebuie și este un mod foarte ușor de a vă curăța casa. Ha? Așa că
este un sfat foarte ușor de aplicat, nu trebuie să vă să disperați. Vai, nu știu să pronunț în tibetană, nu știu să pronunț în germană, în vasilescu. Dacă o să aveți și un clopoțel mic, este foarte bun. Tot vorbim despre curățiri, pentru că, iată, o să vină, mai avem foarte puțin până la aproape o lună de zile, până când se va trece în anul de oaie. Aici este o altă contradicție a școlilor, pentru că noi am insistat că totul se face într-un an lunar, la anul lunar, da? E, toată lumea ne-a înjurat, ne-au spus că habar n-avem ce facem, batem apa în piuă. Surpriza este că unul din maestri ăștia care predau alte lucruri a copiat un tongshu. A luat datele dintr-un tongshu, că nu le-a scris el. Și începe cu anul lunar. De ce oare? Nu știu, să-l întrebe pe el. Eu habar n-am. Nu știu eu de astea. V-am adus aici, la fiecare început de an, maestra noastră are niște, să spunem, ajutoare pentru cei care practică Feng Shui, cum ar fi aceste mici cărți, da? Despre am astupat numele celei care l-a scris ca să nu se dea naștere la interpretări. Sunt niște cărți în funcție de fiecare zodie, da? Și aici sunt caracteristicile zodiilor respective. Aceasta era pentru Dragon, da? În 2015. Și foarte frumos se spune aici, ca să facem așa o avantpremieră pentru Dragon. Dragon cu șobolan. Spune că va fi o relație destul de bună. Ce mai știm? Mai știm ce hoturi se folosesc, cum o să se comporte. Iar dragonul, din nefericire, este înconjurat de două sectoare, unul de foarte bune, foarte bun noroc, și unul de trei ucideri. E, acest trei ucideri este oarecum ignorant, ignorat de către el, dar îl va afecta. Pe lângă steaua 2 sunt multe, multe lucruri foarte interesante, inclusiv puterea de luptă a dragonului, da? Pentru că, din nou, revenind la Paci, există niște parametri care se calculează, da, de fiecare, pentru fiecare persoană, și acești parametri îți spun cum o duce persoana respectivă, da, care sunt aspirațiile, unde poate să ajungă. Degeaba vrem noi, da, să, exemplul ăsta este genial, să deschidem un business, vedem că oameni foarte buni, bine pregătiți, deschid un business și dau în bară. Spui, băi frate, stai un pic, omul ăsta a studiat, a făcut lucruri bune, de ce dă în bară? Foarte simplu. Unii oameni sunt făcuți să fie conducători, au anumite caracteristici. Unii oameni lucrează mai bine atunci când sunt conduși de alții. Se poate vedea asta în pace? Sigur că se poate vedea. Mai mult decât atât. Dacă tu ai un element personal care poate și ai o abundență de acest element, da? Ce înseamnă abundență? Să zicem, ești pe metal yang și mai ai pe acolo niște metaluri yang. Și te duci și te apuci și de un business de metal yang. Vezi cât de bine o să o duci. Ați înțeles? Deci sunt foarte multe considerente. E adevărat că unii le dau niște denumiri de astea mai sofisticate. Interpretările sunt aceleași, oameni buni. Cine distruge elementul personal? Cine ajută? Oameni buni, nu este așa. Vreau să spun că nu este o filozofie. Pentru că dacă am reușit eu să le învăț, înseamnă că pot să le înveți oricine. Dar trebuie
să respecti regulile. Nu trebuie să aduci ceva, mai tot spus asta. O să ziceți că sunt nebun de la care vă bate la cameră. Nu e bine să aduci ce citești în ziar în predicții. Nu e bine. Pentru că atunci tu nu mai faci altceva decât faci o interpretare a ceea ce au scris unii în ziar cu ceea ce vezi tu. Și va fi fundamental greșit. Fă ce știi tu și e cel mai bun. În afară de cartea aceea, există un așa numit jurnal, da? Pentru anul acesta, care are mai multe lucruri. Pe lângă diverse mici elemente de teorie, apare fiecare zi, da? Cu loșul zilei. Mare ajutor. Mare ajutor. Mai apare elementul zilei. Mare ajutor. Apare semnul zodiacal al zilei. În funcție de acest lucru, îi dau și niște mici interpretări. E, aceste interpretări nu sunt întotdeauna valabile pentru toți. Pentru că fiecare om este diferit. Acest coș de elemente este diferit la fiecare om în parte. Și din cauza aceasta, aceste activități sunt orientative. Dar în momentul în care dumneavoastră veți ști să faceți această interacțiune între elementul zilei, ia uitați, apă. Astăzi, de exemplu, dacă deschidem la ziua de astăzi, este 20 februarie, așa, e 20 februarie, 20 ianuarie, ce nebunii vorbești? 20 ianuarie, da? Este o zi de foc și are loșul zilei 6. Ei, acum o să mă întrebați ce înseamnă loșul zilei 6. Vreau să vă spun că sunt multe lucruri care de obicei trebuie să le învățăm cu creionul, cu hârtia, cu cineva în timpul unui curs, ca să le ține minte tot timpul. Așa că aceste, uitați, v-am adus aici comparativ, ăsta este cel de anul trecut cu calul, vine cel de anul ăsta cu oaia, sau cum zic ăștia, cu capra. E greșit? Nu e greșit, să vă spun sincer, nu este greșit. Până la un anumit punct. De ce? Noi când spunem oaia, este singurul element feminin de acolo. Oaia este... are diplomație în ea. Da? De obicei, noi avem, mai ales în limba română, avem niște chestii când spunem, hai nu fi capră. Dar pe nimeni nu jignim, hai nu fi oaie, nu fi diplomat. Da? Bun. Din această cauză, noi rămânem la denumirea de oaie. Termenul în limba chineză este același și pentru oaie și pentru capră. Surpriză. În fine, o să mai discutăm pe această temă în momentul în care o să discutăm despre caracteristicile anului care o să vină. Noi sâmbătă asta o să avem un eveniment în care vom prezenta toate caracteristicile tuturor zodiilor. Un eveniment mai lung, durează vreo 5-6 ore, nu e ușor. Dar sunt foarte multe lucruri în premieră acolo, da? Am citit cineva, mi-a share-uit pe internet o postare despre anul oi și de fapt scria că de fapt e an de berbec. Deci de la oaie am ajuns la capra, acum am trecut la berbec. O să vedem multe alte. Berbecul e încăpățânat, oaia e docilă. În fine. Și din cauza asta, după ce vom avea acest eveniment, care deocamdată vreau să vă spun că suntem, e închis practic, nu mai putem să aducem pe nimeni, dar după aceea vom începe ușor, ușor să
vă destăinuim și dumneavoastră multe din caracteristicile anului care va veni. Astăzi am încercat să vă spun acest lucru despre Tai Sui, da? Și vreau să fiți bine înțelege. Acest Tai Sui, în funcție... Cum se făcea? Există o carte. Acesta, să zicem, almanah al fermierilor, da? Termenul este foarte vestic. Dar asta reprezintă. Avea niște pagini, da? Se spunea că această energie a Tai Sui-ului se repetă la fiecare 60 de ani. Sunt 60 de Tai Sui. Așa cum avem împăratul galben care se ocupă de partea de sus, de cerul, pe pământ avem acest Tai Sui, care are grijă de oameni. De obicei, li s-a dat, au fost adoptați ca Tai Sui diversi luptători, diversi oameni care au existat. Deci nu sunt, să zicem, albă ca zăpada. Nu, Tai Sui ăsta care vine anul ăsta a existat, da? A fost un conducător și are niște caracteristici deosebite, vă spun, este din acest lucru o să... Din cauza interpretărilor se spune că anul acesta va fi un an foarte bun pentru toate științele astea ezoterice. De ce? O să vedeți. În funcție de cum e îmbrăcat, da, acesta e soi, de poziționare. Ce înseamnă poziționare? Oamenii nu știau să citească. Degeaba vă spun ăștia că ei calculau ani solar și ani lunar, că ei nu știau să calculeze. Da? Puteau să calculeze, puteau să vadă două lucruri. Puteau să vadă solstițiul foarte bine. Și de vară și de iarnă. Asta e tot. În rest, nu stăteau. Să nu credeți că un om ca să vadă atâtea constelații și chestia aia, stătea toată ziua cu ochii în sus, fie zi, fie noapte, se uite pe ceruri. Hai să fim un pic serioși. Solstițiu e foarte ușor de văzut, că dacă faci o gaură în tavan, merge unii în dreapte soarele. Solstițiu, soarele stă. În momentul în care ei au adoptat cei 60 de Tai Sui, ei au grijă de pământ, de oameni de pe pământ. Și ei ar fi cea mai înaltă energie a lor. Din cauza asta au aceste trăsături de reși. Nu le place să fie deranjați, nu le place să facem zgomot. Și din această cauză se spune că acolo, în sectorul în care este Tai Sui în anul respectiv, nu putem să facem zgomot. Nu putem să începem mutarea mobilei din acel punct. Sau să terminăm în acel punct. Deci sunt mai multe lucruri. Asta înseamnă că nu putem să reparăm o casă? Ba da, putem. Putem. Nu înseamnă că instantaneu, de exemplu, dacă noi aveam televizorul în sectorul de sud-vest 1, e bine. Sau dacă aveam niște lumini de-astea puternice. Da? Din cauza asta există chiar o, se numește o practică de a îmbuna pe Tai Sui la începutul anului. Foarte interesant, foarte interesant. Dar, revenind la Tai Sui, aceștia sunt 60 și vă spunem, pe cartea aceea, pe almanahul al fermierului, erau niște pagini de astea cu roșu, pictate. Oamenii se uitau la poză și ziceau, da, are ăsta mangusta? Păi nu are. Deci nu o să fie un an al prosperității. Ăla de anul trecut a avut un instrument muzical, a fost un an formidabil pentru artă. Ăsta are o sabie în mână. Este o sabie agresivă sau nu? Păi nu e agresivă. Din cauza asta ori să fie conflicte, dar mai mult decât atât, tot ce vrei să obții trebuie să lupți. Mm-hmm. Mai sunt și alte caracteristici. În funcție de poziția șoare unui șobolan pe
acest taisui puteai să tragi diverse, erau diverse explicații. După care, acești oameni dădeau pagina. Pagina a doua era un bivol cu un om. E, atunci începeau să interpreteze acel bivol. Dacă omul avea sandale sau n-avea, asta însemna că era amploios. Dacă anul acesta, care e un an destul de muncă, și o să spuneți, păi, de unde știi tu că e plin de muncă? Păi fiți atenți, hai să vă învăț. E un trick mic. Anul ăsta n-avem niciun lapciun. Nu prindem ochiul primăverii. Ochiul primăverii este întotdeauna la 4 februarie, da? Aici e ziua de lapciun. Anul ăsta începe la 18, deci după. Da? În fine. Deci nu pornim cu lapciun. O să terminăm cu lapciun? E o întrebare pentru dumneavoastră. Ia vedeți, terminăm cu lapciun. Apropo, am primit foarte multe răspunsuri. Deosebit de, sunt foarte mândru de activitatea dumneavoastră și vă rog să mă credeți, am avut multe momente în care puteți să spuneți orice, dar să știți că oboseala de a veni și de a face o emisiune nu este chiar așa de pus deoparte. Dar când ai aceste satisfacții, că oamenii sunt atenți la ceea ce vorbești, pentru că, vedeți, eu adresez întrebările, nu așa, atenție, întrebarea emisiunea, pun pe ecran, nu. Vorbind, natural, poate unora le scapă, concret, am primit foarte multe răspunsuri data trecută. Extraordinar. Vă mulțumesc foarte mult. Ați avut dreptate cu pagoda. Sigur că da. E, acum o să vă mai întreb ceva. De ce era pagoda un simbol al învățăturii? V-am spus. V-am spus într-o emisiune anterioară. Foarte interesant. Bun. Și asta vă spuneam, că toată oboseala, toată tracasarea sunt deosebit de puse la colț de faptul că oamenii te urmăresc, oamenii încep să învețe lucruri, oamenii, vă spun, am primit diverse întrebări de la oameni care am mai avut contact cu dânsii în timpul perioadei astea de când facem emisiunea și pur și simplu mi-am amintit la doi dintre ei de unde au plecat și unde au ajuns. E o distanță fantastică. Le mulțumesc. Le mulțumesc pentru încredere și faptul că totuși vor să învețe ceva. Bun. Deci, există șansa să avem o surpriză pentru dumneavoastră legată de aceste almanahe. De ce? Almanahe. Da? Ca să mă exprim și eu așa. Și nu le spun altora să se ducă să citească niște almanahe. Dar o să vă anunțăm în timp util despre ele. Mai există într-adevăr un calendar care nu l-am adus aici, dar care este în conjuncție cu acest almanah. Da? După părerea mea era un lucru foarte bun, foarte bun. Și maestra noastră face un lucru deosebit, că în fiecare an, să nu credeți că e ușor să an de an să tipărești aceste cărți, să pui informații care, atenție, cu predicțiile astea la televizor și cu cărțile, sunt două lucruri ciudate. Tot ce spui și tot ce scrii rămâne. Da? Am întâlnit, mai ales în ultimul timp, oameni care zic, știți, când am spus eu acum 2 ani că s-a întâmplat cu tare și întrebi unde ai spus? A, într-o emisiune. Da? În ce emisiune? Nu știe, dar a spus. E, așa și cu lucrurile astea. Există emisiuni în care noi am, țin minte, a fost o emisiune la Puterile Secrete în care eram alături de
Minerva și de Conte și de doamna Croitoru și a fost o emisiune deosebit de frumoasă, din punctul meu de vedere. Dar vreau să vă spun că luna asta aproape că se termină. Mai avem vorba aia două săptămâni, până pe 4 februarie, când o să intrăm în, din punct de vedere al anului solar, o să trecem de Lapciun. Și nu uitați întrebarea. La sfârșitul anului vom avea Lapciun sau nu vom avea? Până vă mai gândiți la asta, eu nu pot să vă spun decât noapte bună, să aveți un timp nemaipomenit și tot ce vă doriți. Thank you.